Vreau să, aș vrea să iau una Samsung. A, mai mare, zici. Vreau să iau și una mare. Să asta, să... Ramona aici așa, zice, de cât aia Samsung mare pentru mine? E bună asta? Că mă sunești pe mine cineva și-l ține așa. Poți să-l ții și eu în mână sau pun la ureche. Păi când dacă era aia... A, lata, era mai mare, aia, da. Lata, așa, aia trebuie să ții cu două mâini, așa, ca să vorbești. Trebuie să vorbești video, cum o puneai pe aia la ureche, da? Nu vei ce mi-e o idee, cum... Am luat, luam de la generatorul vechi, de la rezervorul generatorului... Continuă. Rezervorul generatorului, luam mânerul ăla de plastic, știi? Am luat niște picătura și lipeam mânerul ăla aici, pe ea, și când vorbea, când o suna la telefon, o lua de mânerul ăla și o punea la ureche, ca pe gletier. Uite cu ala. Uite sistemul, uite așa o făceam. Uite, ca asta, așa o făceam. Uite. Uite așa o făceam, cum e clătirea asta. Și o punea la ureche, o punea așa. Păi da. Și acasă, ca să vedea ce? Păi și acasă când o puneam să-ți mă uit ca la televizor, o puneam să stai rezemat așa. În felul ăsta. Vezi? Păi e tehnica aici. Crezi că aici e așa, cu una, cu două, cum să crede? Da, poți să folosești asta și să lipești boxa, să lipești așa de ea. A. Poc. Da, uite, mi-ai dat idee bună. Și da. Avem prima... Da. Gata, mi-ai dat idee bună. Prima tabletă pe sistem gletieră. Și cu ea, gândești cu ea și camera. Da. Să nu faci tâmpenii de-astea. Bine că mi-ai zis, gata, săptămâna viitoare când ai venit așa o găsești pe asta. O găsești lipită de gletieră. Deci dacă... N-ai zis așa? Păi am zis așa ca idee, nu, dar nu... Nu, mai de cât aparatul să-i las... camera să eu lase liberă, ca să pot să mai fac și eu o poză. Dar voi nu mai aveți telefoane? Nu mai am. Niciunul, niciunul? Niciunul, niciunul, că m-a supărat ultimul cu butoane, m-a supărat și i-am făcut baie în copaie. L-am băgat cu totul. L-am. De ce? L-am supărat, se întrerupea. M-a supărat și o aveam pe asta și eu sunt mai prost acum, eu stau cu telefon pe butoane și rămân cu tablet. Păi și amândoi acum, jumate-jumate. Pe... Păi zice, cadou-mi iau. Păi zic, asta e. Păi zice și tu, păi spune-mi iau. Mi-e milă de tableta asta, a intrat pe mâinile voastre, e clară treaba. Hai, dă-le apă, am oară ăștia. Nu, că vrei să o lipești pe glitieră, nu că o vin sau ceva. Nu, am glumit. Ai glumit, sper, că îi pui mâner și alte de-astea. Nu, îi pui mâner la aia mare. Nu, da, diferența e că asta e cumpărat-o, tu faci ce vrei cu ea, nu. Adică nu, e nicio, deci, nu trebuie să te spună nimeni ce să faci tu cu ea. Și dacă ar spune, puțin mă interesează. Păi da, zic. Televizoarele le-am vândut. Ce facem acum? Recunoaștem tot? Da, domnule. De ce să nu recunosc, domnule? Domnule, dar n-am făcut nimic, n-am omorât pe nimeni, n-am dat în cap la nimeni, n-am furat la nimeni. Cât am tras noi cu bici? N-am furat cum a furat ăia butelia și... Chiar, și nicio veste nimic, nu? Poliție, dragi, caș, poliție. N-am mai poliție, dragi, să dragi. Am una telefon. Păi nu mai are. Nu mai are nici. Că l-am vândut. Hai, mă, serios? Păi ce să facă cu ăla, pe butoane? Nu pe butoane, avea de ălalt. A, l-am vândut pe ăla. Pe ăla l-am dat înaintea lui asta. L-am dat că, na, o cumnată la mea, când n-avea și telefon și... N-aveam cu ce să o caz pe Ramona, n-aveam bani. A, parcă mi-ai zis, mi-ai zis. N-am dat mi-ai 85 zis. De lei, da, mi-ai zis. Și eu de 85 de lei am luat Ramona niște ghete, care ghetele n-a fost bune și a mers cumnată, dar apoi cu mine, că mi-am luat prea mari sau prea mici și tot așa. Avem, aici tot timpul la noi e activitate, la noi tot timpul se întâmplă câte ceva. Și acum gata, ai terminat cu electronicile o perioadă sau nu ești mulțumit nici de... Ba da. Ai terminat o perioadă, nu? N-am terminat de tot încă. Mai este de rezolvat. Acum aș vrea, dacă aș găsi, să iau un fel de panou mare, așa, cu un fel de televizor de plasmă mare, în care, în momentul când cum pun tableta asta să se vadă imaginea pe ea, să-i bag un jack în ea, să o cuplez în alaltul și să ascult la asta, să mă uit la ălalt. Înțelegi? Nu știu, se poate tehnic așa ceva? Da? Se poate, la noi da. La tine e posibil orice. Ia să te întreb acum ceva mai serios. La aici așa, nu, glumesc, casa așa rămâne, nu mai... Există riscul să-i mai pui ceva pe afară? Nu, există riscul să mai modific nițel la ea ceva. N-ai ce să mai modifici, că e deja târziu, Artur, a venit iarna, chiar nu, a venit. La anul modifică. La anul, nu, dar ziceai tu că să-i la pui pe afară. La anul peretele ăsta, dar aici nu va mai fi aici. Va fi pe undeva, cam pe unde ești dumneavoastră. Stai, nu începem iar să măsurăm. Zim de, ziceai tu că pui ceva peste, nu mai pui, nu? A, ba da, ba da. Nu. Am în casă, scârțuietoare. A, da? Dar până de aia se obține, nu mai până de aia groasă, că e scumpă. Și ai luat-o deja? Am în casă, da. Vă duc, să vedeți? Nu, că te băgați cred. Băgați capul pe ușă, să vedeți. Hai să băgați capul pe ușă. Nu, dar ai luat cât... Da, hai să băgați capul pe ușă, să vedeți dumneavoastră. Nu mi-ajunge la toată casa. Bine, nu ți-ajunge, da. Da, vrei? Ia uite, bagă capul aici la noi, să vezi aici. Da, Artur, că iese căldura, nu? Da, nimic. Ia uite ce e aici. Uite, uite.
Nu mai, hai afară, Artur, că este căldura de aici. Hai, vino cu. E cald aici sau nu? Dar unde e? A, acolo e scârțietoarea, nu, colțul ăla, nu? Păi scârțietoarea te-am adus să vezi. Ne pe mine, uite. A, am înțeles. Uite, un bac plin. Și o pe afară, nu e ideea să o pui? O luăm pe asta seara. Nu mai o... Cine era mâna? Da, închide ușa, Artur. O luăm pe asta să-ți arăt cum vine treaba. Cum vine situația de criză. E o situație. Aici e o situație mare, nu așa? Uite, o să vină, uite așa, în sistemul ăsta o să vină pe afară. Uite, așa va veni. Aha! Uite, vezi? Așa va veni ziua. Și atunci nu îți mai intră frigul nici de afară în casă. Și câtă, câtă... Și ce, mai pui ceva pe deasupra, nu? Da, mi-a ieșit un băiat ca măcar să pot să lipesc asta, scârțietoarea în iarna asta, așa. Că pe o mai trebuie dată plasă cu tinci de la pe afară, da. Păi și cu nu ce mai poți să mai dai pe vremea asta, că... Păi și dacă plouă pe ea? N-are nimic. Pe scârțietoare n-are nimic? Nu plouă. Nu plouă, unde să plouă la strășină? Că strășină e lată. Mare la mine, păi nu vezi că uite. Ce strășină, mă, Artur, mă, că... Păi, da, dar uite că ferite e uscat, uite, n-a plouat, bine, nu plouă pe el, că n-are cum. N-are acces. N-are acces pe ăla la peretele tău, a? Ăsta? Măi, dacă... N-are treaba aici, doamne, răzvan. Asta e perete de perete. Nu, eu zic că nu merge să pui doar asta, fără să pui nimic peste ea. Merge? Merge, dacă știi cum să o sucești, să o vârtești, să păcălești și vremea nițel. Ce să păcălești? Merge, doamne. Nu, eu zic că o strici. No. Dacă asta se udă, nimic s-a terminat. N-am. Bate vântul, bate ploaia, bate. Uite, așa, uite, asta a stat în apă, fie la mamă, ia, dreapă, uite, uite, asta a stat în apă. Asta nu arată nimeni în curte, uite-o cum arată. Și a stat în toate ploile astea, uite-o. Ha? Da, să moi un pic de apă așa. Aia, mai oricine, și noi ne muiem de apă. Da, n-are nimica. Nu se întâmplă nimica, n-are probleme. A, deci nu e o problemă. Eu nu am crezut că e o problemă, că trebuie să pui ceva pe ea. Nimic nu are. Bine, mă, Artur. Le curg perfect. Deci acum avem și muzică, avem și televizor, avem de toate. Avem și scârțietoare, casa, căldură în casă. Ia, ați văzut că e? E. Dar nu poți zici că nu e. Îl face și noaptea focul? Da. Da, și noaptea, da. Nu? Fac seara până să încarcă tableta, până pe la 10. Uh-huh. Și ține până a doua zi, cum are. Da, că tableta o încarc cam de două ori pe zi. De ce? Că ascult dimineața până pe la 3 muzică, după aia o mai pun iar. O mai pun seara, cam de 3 ori încă. Da, nu, ascult dimineața până la 12 ori muzică, de la 12 ori până la 4 și pe urmă iară, după la 4 jumate încolo până la încărcat. A, încarci un pic. Da, durează cam 2-3 ore pe timp, depinde cum de vreme, cum bagă și panourile. Bine, Artur, hai că situația... Vreau să ne luăm panourile mai mari. A, nu cred acum că-s mai... Ba da, am da? Vorbit deja. Ai vorbit iar în asta. Nu, că... nu mai poți acum. Bine, bineînțeles. Cu vremea asta cum este, bine că panourile totuși bagă. Electronici avem, avem. Lemne pășoavă, cum îi zici tu, sunt, avem. Pat afară, avem. Avem. Deci dacă vreți să stați o zi la camping... A, acolo mă bagi. Auzi, ai avut-o și corturile alea, ce mi-ai făcut cu ele? E pe spate. A, le-ai pus pe acolo. Da. N-ai găsit unde să le dai pe alea. Nu, cu alea cred că o să astup capacele la pod. Artur, cam asta a fost. Ne vedem data viitoare. Domnul Răzvan, bine că ați venit pe la mine. Știți ce vreau? A, și nu v-ați zis un amănunt. Că vineri e ziua mea. Vineri e ziua ta. La mulți ani, Artur. Mulțumesc, domnul Răzvan. Vă aștept vineri. Mă aștept vineri. Muzica ai. Mulțumesc, bine. Așteaptă-mă vineri de ziua săptămâna în altă. Câți ani? Câți îmi dai? Nu știu. Da, mi-ai zis tu, 40 ceva? Și 3. 43 de ani ai făcut, da, Artur. Ha, mai îmbătrânim, Artur, mă. Sunteți mai mic ca mine, dar mai mare? Mai mic. Oh. Bine, mă, Artur, deci bine, la mulți... Bine, deci așa rămâne, vă mai așteptăm pe la noi. La mulți ani, Merry Christmas. Bine, Artur, hai, ne vedem. Deci, așa că cei comentatorilor după YouTube și celor care, să știu, comentează aiurea, să se abțină, pentru că așa vorbesc degeaba. Știți cum e vorba aia, câinii latră, ursul merge. Asta e vorba. La revedere și ne vedem săptămâna viitoare.